Mansarda unui bloc cu 6 etaje de pe strada Paris din sectorul Buiucani din Chișinău a ars în proporție de 50%. 6 familii au rămas pe drumuri, iar 12 apartamente de la etajele inferioare au fost inundate în timp ce pompierii stingeau incendiul. Potrivit IGSU, focul a izbucnit în urma unor lucrări de hidroizolare a mansardei cu utilizarea unui arzător conectat la o butelie de gaz. Comisia pentru situații excepționale Chișinău urmează să analizeze pagubele, iar mâine va decide ajutorul ce va fi oferit familiilor afectate. Apelul la 112 a venit duminică, puțin după ora 17. La fața locului au intervenit aproximativ 50 de pompieri și salvatori, iar 36 de locatari ai imobilului cu 6 etaje au fost evacuați. Incendiul a fost localizat în aproximativ o jumătate de oră. Flăcările au mistuit jumătate din mansardă, dar, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Focul a izbucnit la mansarda unui bloc de locuințe cu 6 nivele. Acum ne aflăm într-un apartament de la mansardă, iar după cum puteți vedea, acoperișul a ars practic în totalitate. Distruse au fost și o parte din bunuri. Proprietara unuia dintre apartamentele distruse de flăcări se afla la țară și spune că a aflat despre incendiu de la un vecin. Femeia susține că a reușit să salveze doar actele și un calculator. Am încercat de ziua mâinile și am luat salvare și am stat în salvare, bucată bună. O să reparăm, vine iarna, avem 2 copii mici, ce să facem? De unde avem, de unde nu avem? Vine soțul acasă, că e peste hotare. 6 apartamente de la mansardă au rămas practic fără acoperiș și bunuri, iar alte 12 de la etajele inferioare au fost inundate. Tavanul acestui apartament de la etajul 6 riscă să se prăbușească. Proprietara spune că pagubele sunt enorme și mizează pe ajutorul autorităților. Eram acasă, am auzit cum alergau vecinii, apoi au venit pompierii, ne-au spus la toți să ieșim afară. A fost apă, nu știu în ce cantitate, dar cât s-o stâns acolo, a ajuns și la noi până... Așteptăm și noi un ajutor, un susținere din partea primăriei, a statului, nu știu, chiar suntem prima dată într-așa situație. Locatarii susțin că focul ar fi pornit de la lucrările efectuate la acoperișul apartamentelor de la mansardă. Noi reparam podul cu curgea și băieții care reparat podul. Cred că e la dânșic. Eu lucrat cu chestia asta, cu foc care se încleie. Și nimeni nu facea și noi am decis să facem, că să nu ne chinși podul cu totul de la apă, de la udeală. Și e că am făcut, am distrus tot casa. Tot astăzi, Comisia pentru Situații Excepționale Chișinău s-a întrunit pentru a analiza pagubele. Deocamdată nu este stabilită suma. Acoperișul mansardei executat din căpriori din lemn, lămbriuri din lemn, în mare parte din materiale ușor inflamabile. Vă informez că 3 proprietari de apartamente din bloc au comandat niște lucrări de reparație la acoperiș. Lucrările au fost executate prin flacără deschisă, ceea ce a dus la izbucnirea incendiului. O familie compusă din 3 persoane a solicitat cazare pe noapte în conlucrare cu administrația Universității de Stat Ion Creangă. Aceste persoane au fost cazate pe noapte într-un cămin studențesc. Comisia pentru Situații Excepționale Chișinău urmează să se întrunească mâine dimineață într-o ședință pentru a evalua starea apartamentelor afectate de flăcări și pentru a stabili care va fi ajutorul oferit proprietarilor. Autoritățile municipale anunță că vor verifica toate blocurile de locuințe cu mansarde din sectorul Buiucani. Un bărbat din Chișinău a fost reținut de oamenii legii și riscă până la 15